PSD și AUR au tunat la adresa noului guvern. Macer Ciolacu și-a continuat retorica despre coaliția pierzătorilor, deși socialdemocrații nu aveau niciun aliat în noul parlament și nu puteau forma o majoritate. Liderul PSD a susținut că programul de guvernare este plin de minciuni. La rândul său, George Simion le-a cerut românilor să saboteze executivul și să nu mai plătească taxe. Domnule Orban, ați pierdut alegerile. Românii v-au trimis acasă. V-au trimis acasă pentru că le-ați pus în pericol sănătatea, viața, locurile de muncă și educația copiilor. Dar, domnule Orban, nu ați înțeles nimic. În loc să plecați acasă, v-ați da mâna pe sub masă în goana voastră după ciolan. Supărat că partidele de dreapta au reușit să facă un guvern fără el, Ciolacu i-a acuzat pe cei din coaliție că sunt disperați să ajungă la putere. Aceeași putere pe care o dorea și PSD-ul, de fapt. De două săptămâni, românii vă privesc siderați cum vă sfâșiați între voi. Nu pentru ca românii să aibă o viață mai bună, cum de altfel le-ați promis, ci pentru scaunele voastre, pentru bani și pentru putere. De aceea v-a spus un premier de paie să nu vă încurce cumva planurile. Cred că până și mocheta din birou v-au ales-o ei, domnule Câțu. Nu e așa că sunteți terminați, că sunt aici, nu e așa? Da, sunt încă aici. Vă adresez din nou rugămintea de a permite, vorbitorului să se exprime neîngrădit. Vă mai sperie o guvernare Câțu, nu e așa? Asta e, nu? Am văzut multe în Parlament în ultimii 4 ani de zile, dar tupeu, la limita nesimțirii, cum am văzut astăzi, mai rar. Auzi, tupeu, după câteva zile după ce ai fost investit să vii cu ordonanța 13, să scoți sute de mii de oameni în stradă, să ai tupeu astăzi să vii în Parlamentul României, să te dea jos propriul partid să te arunce la gunoi, pentru că ești incompetent, te dă la gunoi propriul partid și tu să vii astăzi să ai tupeu să le vorbești românilor. Ciolacu a promis și că va face o opoziție extrem de dură în următorii ani. Acest guvern este deja născut mort. Știți că veți pleca foarte repede și de aici disperarea voastră de a vă pune pe funcții în creierii nopții. Domnule Orban, țineți minte ce vă zic astăzi aici în Parlamentul României. A sperat să vă salvați. Dar de-abia acum începe cel mai negru coșmar pe care l-ați avut vreodată. La fel de vehement a fost și liderul AUR, George Simion. Președintele celui mai nou partid parlamentar a avut un discurs halucinant în care i-a îndemnat pe români să nu mai plătească taxe și a vorbit despre asasinarea domnitorului Mihai Viteazu. Capul lui Mihai Viteazu de la Torda se ridică și întreabă de ce țara a rămas așa de mică. Și câmpia Turzii tristă îi răspunde lui cu jale, fiindcă astăzi ducem lipsa capului măriei tale. Nu mai acceptați, popor român, ce vi se servește. Părinții și bunicii noștri ne-au lăsat o țară fără datorii. Astăzi am ajuns să ne împrumutăm cu 1 miliard pe oră. Vă doare, știu că vă doare. Să vă doară. O să vă doară din ce în ce mai rău. Trebuie să vă doară. Și că popor român, refuzați să mai plătiți biruri. Refuzați pe cât posibil să mai plătiți taxe. Luați legătura cu țăranii români și cumpărați direct de la ei. Oricum ne vor îndatora cât de mult pot ei. Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii și intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-vă obrazul.
Oare unde au fost românii când a fost tăiat viteazul?